Iacov, capitolul 3, citim de la versetul 1. Frații mei, să nu fiți mulți învățători că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cărmuim tot trupul. Iată, și corăbiile, cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cărmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cărmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Amin. Mă invit să vă reașezați. Seara aceasta avem binecuvântări de copii și am văzut câteva domenii cruciale ale vorbirii. Domenii în care trebuie să fim foarte, foarte atenți, mai ales că vorbirea la urma urmei este actul creator al lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut toate lucrurile prin cuvânt. Dumnezeu a zis și ce a zis s-a făcut. Principiul acesta guvernează lumea, guvernează universul. Dumnezeu a mandatat și omului această autoritate și omul de la bun început cum a pus nume, cum a zis omul, așa s-au făcut lucrurile mai departe. Dumnezeu a, a dat autoritate omului. Și Dumnezeu recunoaște această autoritate, de aceea ni s-a relatat deja uh, din Biblie acel exemplu și, de fapt, mai multe exemple în care ceea ce omul a vorbit s-a împlinit. Este extrem de important astăzi să înțelegem pentru noi, ca și creștini, cât de importantă este vorbirea. Cât de importante sunt cuvintele noastre. Richard Vombrand spunea că în limba ebraică ei au foarte puține cuvinte. Limba ebraică este foarte săracă. Adică un cuvânt deja înseamnă mai multe. Ei au puține cuvinte. Ei pentru cuvântul la vorbi nu au un verb. Specific, cum avem noi a vorbi și atât înseamnă. Ce a vorbi înseamnă a da mărgăritare, a dărui mărgăritare, a oferi comori, a oferi diamante. Asta înseamnă pentru evrei a vorbi. Noi, românii, doar ironic, mai spune, a scos o perlă pe gură. Eu vreau să, dacă s-a vorbit despre cele trei domenii cheie ale vorbirii. Vreau să arat de aici, din Iacov 3, capitolul 3, trei metafore ale vorbirii, metaforele vorbirii. Sunt trei. Adică trei pilde, trei exemple care ilustrează cel puțin în parte cât de importantă este vorbirea, cât de importantă este limba ca și modular al vorbirii. Și prima metaforă este metafora frâului. Cei care au o anumită vârstă, poate au mai văzut cai, acele animale de tracțiune, care câteodată pot așa să meargă mai repede decât trebuie. Sau să o ia în direcții greșite. Și de aceea și psalmistul spunea nu fiți ca un cal sau un cătăr fără pricepere, căruia trebuie să-i legi gura, să-i pui un frâu ca să-l să să potolești, să-l ții cumva. Limba ca un frâu. Dacă ai reușit limba, dacă ai reușit vorbirea asta să o controlezi, asta spune Iacov, poți controla tot trupul. Adică aici trebuie să-ți dai seama, comanda este în vorbirea ta acolo comanz ceea ce se întâmplă în creierul tău, ce se întâmplă în trupul tău, ce se întâmplă cu trupul tău, spune într-una că te doare capul. Ai dat comanda la creier, ai dat comanda organismului tău să te doară capul. Te-ai programat deja, te-ai setat singur. Spune mereu că nu poți. Ai dat comanda, creierul deja dă comanda că nu poți. Spune mereu că nu poți, că nu ai, că nu te pricepi ia-l pe nu și du cu el. Și ai dat comanda. Comanda la tine, în gura ta. Și te, întâmplă, apoi ce se întâmplă. Corpul nostru este, un, este cel mai desăvârșit laborator. Nu există farmacie în lumea asta ca trupul tău. Dumnezeu a pus în noi reacții chimice care pornesc din, din creierul nostru, merg acolo când e nevoie, te-ai lovit undeva, deja se trimit acolo tot ceea ce e nevoie, tot necesarul ca organismul să lupte. Vine un virus, un microb, organismul deja trimite acolo anticorpii să lucreze. Soldații să apere organismul. Noi nu vedem, nu cunoaștem, dar Dumnezeu a pus în noi acest mic univers, această mică farmacie sau spital. Și tu cu gura ta poți să-l distrugi. Spune mereu că te doare, spune mereu că nu mai poți, spune mereu că e rău, spune mereu că e dezastru, că e haos, spune mereu asta. Și așa va fi. Așa că nu-i mai bine să spui mereu slavă lui Dumnezeu, mulțumim lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeu ne-a binecuvântat, avem ceea ce trebuie, avem de ajuns, dăm slavă lui Dumnezeu, unde ajuns, mi Doamne, doar harul Tău. Doamne, de trei ori și Pavel a spus, mă, cam doare, ce pușul ăsta e greu, harul meu ți este de ajuns. Și gata, s-a liniștit și Pavel și de atunci nu s-a mai rugat. N-a mai spus că e greu, ci a spus, harul Tău mi este de ajuns. Asta înseamnă. Poți să, o viață întreagă să spui, nu mai pot, ce pușul ăsta, m-am săturat. Este greu, este imposibil, este cum este. A încercat de trei ori, n-a mers, schimbă registrul, schimbă vocabularul. Harul tău, Doamne, îmi este îndeajuns. Limba ca un frâu, înfrânarea, în primul rând, emoțiilor, controlul, pentru că acolo este mare problemă când emoțiile noastre trebuie să să fie exteriorizate cumva. Și cel mai repede le exteriorizăm prin vorbire. Unii le mai exteriorizează cu pumnul, cu piciorul, cu ce pot și ei. Că nu le mai pot controla. Emoțiile uh, fac ca logica să nu mai fie acționată, rațiunea să iasă din cursul ei și reacționează într-un anumit fel la ceea ce se întâmplă în jur. Iar cei mai mulți sunt acolo vulnerabili la vorbire. Dau imediat drumul cuvintelor. De aceea să avem acest frâu al emoțiilor și mai ales acel frâu al resentimentelor, adică acele sentimente malicioase, rele. Ura, invidia, lucrurile rele noi le putem controla. Vreau un lucru să fie foarte clar, pentru că aici ajunge de multe ori la extrema asta. Am auzit oameni, în general, oamenii care spun pe șleau, el spune ce are de spus, el spune eu n-am păr pe limbă, eu spun totul. Da, ești liber, spune ce vrei. Și Iacov a spus, așa, a fost sincer. El a fost sincer, nu știa ce spune. Să moară acela care ți-a luat ție idolii. A fost sincer. Fii sincer, dar ai grijă, fii și inteligent, nu numai sincer. Fii și bun, nu numai sincer. Adică să critici, să critici, să critici, e sincer. Da, așa crezi tu, așa ți se pare ție, dar nu e nevoie, nu e nevoie să spui tu tot ce gândești. Nu e nevoie. Că îți pot trece mii de gânduri prin cap, foarte bine. Nu trebuie a fi sincer, nu înseamnă să spui tot ce gândești, nu înseamnă să spui tot ce nu-ți place, ba mai să și notezi ca nu cumva să uiți vreo greșeală la urmă, să scoți ochii cuiva. Nu asta înseamnă să fii sincer. Unii așa spun, eu sunt sincer, eu ce am, ce în gușei și în căpușă sau invers, sau ce vorbe mai au oamenii. Nu asta trebuie să fie principiul nostru. Principiul nostru trebuie să fie să punem frâu, pune frâu limbii. Adică poate îmi trece ceva prin cap. Mai oprește-te. Nu trebuie neapărat să spui tot ce trece prin cap. Nu trebuie să spui neapărat tot ce gândești. Nu trebuie neapărat, pentru că nu uita, da, e ca și cum ai apăsat butonul. Asta înseamnă când începi să vorbești. A gândi una când gândești, da, se acționează ceva, dar încă este într-un stadiu incipient păcatul sau blestemul. Dar în momentul în care l-ai rostit, gata, a plecat bomba, ai apăsat butonul și nu mai poți face nimic. De asta, între gândire și vorbire, trebuie să lăsăm mai mult timp. Gândește, analizează și apoi vorbește. Nu vorbește și apoi gândește ce ai spus și poate ai spus așa, poate altfel, poate. Și nu trebuie neapărat să fie. Concomitent, acum gândesc și tot ce gândesc, tot vorbesc. Unii vorbesc gândindu-se, gândesc vorbind și așa mai departe. Nu, ci noi când vorbim trebuie să analizăm foarte bine. Pentru că e vorba de ceva care nu se mai poate schimba. Sunt decizii care nu mai pot fi schimbate. Sunt drumuri în viață fără întoarcere. Vă dați seama? Puneți-vă în pantofii lui Iacov deși nu-i avea el atunci, avea altceva în picioare, dar să muncești 20 de ani pentru o fată pe care o iubești, în sfârșit te căsătorești cu ea, în sfârșit ai copii, e însărcinat, are al doilea copil și să o pierzi pentru câteva cuvinte. Le putem număra. Să moară acela la care vei găsi idolii. Nu e o nebunie asta? Pentru câteva cuvinte să pierzi totul. Pentru vorba asta. Să nu luăm cuvintele, mai predicat despre asta, e foarte important cuvântul. Limba trebuie ținută în frâu. Nu trebuie să, sub imperiul acesta al sincerității, să spunem tot. Nu e nevoie. Pune frâu. Al doua metaforă de care vorbește Iacov aici este metafora cârmei, cârma. O corabie mare și o cârmă mică, după gustul cârmaciului. Dă direcția. Mai întâi pune frâna când trebuie, să pui frâna, cârma dă direcția, să știi încotro ei. Și bine spunea cineva, și la calea ferată, și la orice, dar și la mașină, că acum poate nu toți mergem cu barca și știm cum funcționează cărma la volan. Acum avem și mașini automat, cu pilot automat, ai pus pilot automat, are strada deja și merge. Câți centimetri trebuie să tragi de volan ca să te trezești peste o oră la zeci de kilometri? Câți centimetri trebuie să tragi de volan? Nu mult are. Puțin. Dar acel puțin, în mod constant, greșit, 3 cm ai tras de volan și ai produs dezastru, că nu te rezești la 10 km, 10 de km în spital poate ajungi pe undeva, dacă mergi pe autostradă. nu trebuie mult tare. Îți trebuie puțin, dar acel puțin poate schimba radical direcția. Poate schimba complet direcția vieții tale, poate schimba complet sensul vieții tale. Și gândiți-vă la Iacov, Viața lui a fost schimbată complet. De la cele cuvinte mici, puține, neînsemnate, spuse la nervi, la supărare. Și putem avea, din punct de vedere biblic, multe exemple de felul acesta. Nu uita, cârma, direcția înspre care merge discuția, apoi discuția stabilește direcția în care merge o relație și apoi direcția spre care merge un destin, destinul tău. Și încet, încet, vorbim, vorbim și ne trezim vorbind și vorbirea asta nu uita că în momentul în care vorbești, nu faci altceva decât e ca volanul sau cârma care te duce într-o direcție. Te duce în direcția nemulțumirii, în către, către împărăția asta, nemulțumirii, a cârtirii, a blestemului, a vorbirii de rău spre ceva, te duce mereu și mereu spre ceva. Te duce într-o anumită direcție. Așa că atunci când cineva te duce în direcții greșite, ai grijă că nu trebuie mult. La început, foarte puțin. Cârma aceea, foarte puțin trebuie să fie. E vorba de centimetri. Dar la acei centimetri puțin, în timp, pot fi zeci de kilometri distanță. A treia metaforă, focul. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Un foc mic. Toți cei care astăzi folosim focul, poate din ce în ce mai puțin se folosește focul, observați, întotdeauna e vorba doar de o scânteie. Oamenii altădată făceau focul folosind cremenea, cât trebuia, o scânteie, dar o scânteie care merge spre ceva care se aprinde ușor inflamabil și astăzi ușor inflamabil, cam peste tot găsești oameni ușor inflamabili, și focul se aprinde, se duce dintr-o parte din alta, așa cum se spunea despre orașul Chicago, de la o simplă lampă, casele erau foarte apropiate una de alta, erau toate din lemn, și într-o singură noapte, un oraș de sute de mii de locuitori la vremea respectivă a fost distrus. De la un simplu foc. Un foc care a pornit de la o scânteie, un foc care n-a fost supravegheat. Focul e ceva bun. La urma urmei, poți să gătești, poți să încălzești camera, focul în sine este bun. Dar dacă focul acela mic aprinde păduri, distruge, aduce distrugere, nu este supravegheat, nu este controlat, nu este folosit, nu îi se dă utilitate în scopuri bune, poate să distrugă. Deci, astăzi ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de noi, să ne dea acea lumină, acel discernământ de care avem nevoie, ca aceste metafore ale vorbirii, frâul, cârma, focul, să ne ajute pe fiecare să ne revizuim viața, comportamentul, să ne revizuim vorbirea, pentru că vorbirea este fundamentală. Ținem în frâu tot trupul, dar nu numai de trup e vorba, e vorba chiar și despre destinul nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze!